I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. M-a inspirat foarte mult o scrisoare pe care tu ți-ai scris-o ție la un moment dat, în care povestești practic tot parcursul tău de-a lungul acestei cariere impresionante de tenis, o carieră presărată și cu încercări și cu accidentări, dar o carieră în care de fiecare dată tu ai reușit să răzbești prin aceste greutăți care ți s-au arătat din partea tenisului sau din partea vieții. Și aș vrea să încep cu momentul zero, așa, cu acel T0 al vieții tale. Citeam că părinții tăi s-au cunoscut pe teren, da. Chiar pe terenul de tenis? Cum iar a fost? Pe terenul de tenis? Eram acum 2 luni și mi-au povestit unii prieteni că tatăl meu juca tenis pe o bază numită Sportul Studențesc. Sportul Studențesc era. Și într-o după-amiază ei trebuiau să joace dublu. Nu venise a patra persoană și a văzut tata o doamnă la perete care juca după el destul de ok, încât a invitat-o să vină să joace cu ei în ziua respectivă. Și i-a plăcut lui tata cum a jucat și a mai invitat-o o dată, de 2, de 3 ori, că până la urmă să se finalizeze cu o căsătorie și cu un copil, și cu un copil. Tatăl meu vroia să mă antreneze, alte posibilități nu erau ca eu să am alt antrenor. Și atunci trebuia să-și programeze exact un pic viitorul, cam cum ar trebui să procedeze, cât timp mai poate să meargă la serviciu sau va trebui să renunțe la jobul el lui. Profesor, nu? El profesor pe vremea aceea era șef de pompieri. Aha. Avea un alt, deci avea un serviciu, da, destul, da, de solicitant. Da, la IPRS Băneasa lucra atunci și juca și handbal, i-a plăcut și handbalul. Bine, el și-a dorit să fie jucător, doar că nu a avut șansa pe care o au cei din orașele mai mari sau nu a avut, pur și simplu a început tenisul când avea 12, 13, nu știu, sau 14 ani, era în general spre liceu și în zona de unde venea el, într-un sat, în județul Dolj, își făcuseră singur terenul de tenis și îl trasaseră. Bine, ulterior a jucat, a încercat și la nivel național, dar nu a reușit exact să ajungă atât de sus. Pe la, cred că 3 ani, mi-amintesc că am mers cu tata la zid și mi-a arătat mișcările, am început să mă ajuta să joc, mi-arunca mingea și încercam să lovesc. Și apoi pe la 5-6 ani deja am început să joc și cu prietenii lui, cât de cât reușeam să schimb mingi. Și am participat pe la 6 ani jumate și la niște competiții de amator organizate foarte frumos în Clubul Diplomaților pe vremea aceea și îmi amintesc că am câștigat un meci contra unei doamne mult mai vârstnice, 40 ceva de ani avea, și era tare supărată atunci că am pierdut, nu-i venea să creadă cum un copil de 6 ani câștigă, dar am luat locul 3 la acel turneu, am jucat și dublu cu tata, cred că am luat locul 2, am jucat și dublu cu o altă doamnă și cred că am luat atunci locurile 2-3-4, că se juca și locul 3-4. A fost tare. Eu sunt stângace, da. Singura ai luat racheta? Singur, am luat racheta și nu m-a forțat nimeni să mut nici stiloul în mâna dreaptă, nici racheta, adică și la școală. Stângace veritabil. Da, pură. Că vreau să fac tenis, îmi place foarte mult și nu concep altceva și sunt dispusă la acele sacrificii. Și când ai început să simți acele sacrificii propriu-zis, cum ai reacționat? Ce se aduce aminte? Poate acele antrenamente lungi care nu se mai terminau, poate oboseala care... Sunt foarte strictă cu mine și sunt foarte perfecționistă. Aș putea spune că nu e mereu foarte bine acest lucru și nu ieșeam din tipar, adică îmi pusesem în gând lucrul ăsta și eram dispusă pentru orice. Încă tata, de la 10-11 ani. Da, tata nu m-a forțat oricum, adică nu pot spune că făceam
pregătire fizică de mică. Eram mai dolofană când eram mică, după ce m-am operat de polipi, am început să mănânc mult mai mult și părinții m-au lăsat, adică n-au vrut să îmi pună restricții de mică, dar eram mai dolofană, eram mult mai mare decât alte fete. Mi-am amintesc că am o poză cu Alexandra Cadanțu, cred că, nu știu, eu aveam 11 ani, 12 ani, avea 10 ani și eram de două ori cât ea și înălțime și în lățime. Și știu că unele persoane i-au spus tatălui, dar n-ar fi bine să înceapă deja pregătirea fizică. Și tata a spus că mai lasă-o puțin. Într-adevăr, nu pot spune că eram foarte rapidă pe teren la o vârstă mai mică, dar aveam forță și puteam să mă impun. Aș vrea să te întreb... Cum ai reacționat atunci când la 18-19 ani ai suferit prima accidentare? La umăr, parcă spuneai. La umăr, da. Am avut atunci un impingement. Veneam după rezultate bune. Fusesem campioană europeană națională la 16 ani, locul 1 în Europa la 14-16 și deja la 18 ani eram locul 4 atunci, 240 mondial. Totuși era un rezultat era foarte bun. Era o realizare, da. Eram a doua sau a treia după Monica și nu mai știu cine mai era atunci. Nu am avut șansa să am o situație foarte bună financiară. În acest sport sunt niște costuri enorme și am fost oameni normali care pentru un sport de performanță trebuie să faci mai multe sacrificii. Și atunci, eu mă bucur sincer până la urmă că... Tot atunci ai făcut și acel împrumut despre care ai vorbit? Împrumutul a fost mai târziu. A venit mai târziu. Până să ajungem acolo, ți-ai revenit în cele din urmă? Că ai reușit să-ți revii după aceea? La 19 ani am mai primit o sponsorizare și m-au ajutat și acele sume pentru a putea continua. Și pe la 23 de ani, 24, ajunsesem 140 mondial și atunci m-am accidentat la genunchi, a venit cea mai grea accidentare până în momentul acela și a trebuit să fac două operații în 2 ani diferiți și 2 ani de zile nu am jucat deloc, mi-am înghețat clasamentul. Cum ai trăit acel episod? Știu că în 2013 te-ai operat. Sper să nu mă înșel, parcă așa. Și vroiam să revin, da. Dar doctorii mi-au spus că nu e ok deloc și după aceea te-ai operat iar. Cum era Mihaela Buzărnescu psihic în acele momente? Greu. Povestește-mi puțin episodul. Era greu și mi-amintesc că nu credeam că o să mai pot să joc tenis. Mă și gândeam că o să mă las de tenis și o să fac. De aceea eram înscrisă și la facultate, terminasem facultatea, mă înscrisesem și la master. Mă gândeam că poate îmi găsesc un job în străinătate ca antrenor. Dădusem niște mail-uri prin Asia, prin America. Încercam să văd cum e cu green card-ul acela ca și antrenor. Erau foarte grele momentele. Toți doctorii unde mă duceau nu știau exact ce am, ce tip de operație să fac, toți credeau că nu mai revin, nu vreau să mai fac o a treia operație și am decis să merg să joc niște meciuri de echipe, pentru că oricum trebuia să intru în ritm. Am plâns foarte mult, vă spun, nu mai credeam în momentul când m-am oprit și a treia oară, cum s-ar spunea, și mi-am blocat clasamentul, am zis că nu o să mai revin, sigur, nu se poate. Am simțit așa că o eliberare enormă, în momentul în care puteam să joc și să nu mai simt o durere, era, cum să spun, ca și când ți s-a luat o pată de pe inimă și ești liber, ca pasărea cerului. Și am început să joc fără presiune, cu mare plăcere, nu aveam niciun punct de apărat, nu aveam nimic, eram 500, 400, parcă mai făcusem ceva rezultate, cred că 390 atunci. Și am tot câștigat turnee, în anul acela 7 turnee am câștigat, în 2017. Și ai urcat? Și am urcat atât de mult că am reușit, cea mai mare performanță din anul acela a fost când m-am calificat pe tablou la US Open în 2017. Pentru mine a fost, atunci am crezut personal că pot ajunge top 100 eu. Până atunci îmi spuneau toți și părinții și tata că era cu mine la concurs. În momentul în care am câștigat meciul acela, am avut așa un sentiment extraordinar că pot să ajung. Și așa a fost. Am continuat să joc bine, să câștig. Și anul trecut mă gândeam, wow, cum o să fie
în 2018, că am jucat mai mult la nivel ITF până acum, cum o să fie trecerea aceasta? Mă gândeam că poate o fi un pic trecerea ca de la junior la senior, dar am făcut față foarte bine. Aveam o relație de când eram mai tânără, deci eram cu aceeași persoană care m-a susținut mereu. Adică și el alături de părinții, întotdeauna a fost alături și a crezut în mine și îmi spunea că o să ajungi, o să ajungi. Deci din punctul ăsta de vedere n-am avut probleme și oricum eu am încercat să nu le pun în aceeași oală viața personală cu viața profesională. Cred că cine vrea să fie alături de un sportiv își asumă toate lucrurile acestea. Și toate sacrificiile care vin la toate. În acest moment ai pe cineva alături? În acest moment nu am pe cineva. Demersurile tale pe care le faci în carieră. Nu. Mi-a plăcut foarte mult că ai spus la un moment dat că da, te vezi mamă, te vezi cu o familie, te vezi cu copii. Sigur. Cum se încadrează în tabloul viitor această ipostază de Mihai? Peste ani îmi doresc să mai joc încă 3-4 ani de zile, cel puțin. Targetul meu este să prind Olimpiada anul următor, după care nu m-am gândit dacă aș vrea în momentul în care aș deveni mamă să revin în circuit, cum sunt câteva cazuri actuale. Poate la dublu ar fi o posibilitate, dar momentan gândul meu principal este cariera și tenisul și rezultatele de aici, pentru că este pasiunea mea. Sacrificiul acesta făcut de când ești mic nu trebuie dat la o parte cu alte lucruri. Momentele în care ți se întâmplă ceva grav și vezi un pic cum susținerea dispare și pentru tine ca jucător este mai greu de trecut, făcut peste față, acel, trecut. Impediment. Am zis că o să-mi revin, sincer, dar nu am crezut că o să fie atât de greu și nu am crezut că toate persoanele care mă susțineau în trecut, fani, persoane, pentru că sunt o persoană plăcută, chiar dacă mai am momentele mele. Pe teren, am văzut. Exact, foarte mulți oameni apreciau toată povestea mea și tot ceea ce făceam și dăruirea mea pe teren, recunosc, chiar dacă este în unele cazuri destul de violentă. Mai vulcanică, și, exact, da. Reacțiile mele apropo erau de cum asta, erau. Facem o mică paranteză. Te uiți la tine? M-am uitat de câteva ori și, într-adevăr, este neplăcut. Și de aceea am lucrat foarte mult și am schimbat. Și s-a văzut cu acesta anul acesta deja foarte multe persoane mi-au spus că atitudinea ta este schimbată și este una profesionistă acum. Simțeai că te pierzi în momentele alea în care te lua valul? Nu simțeam, pentru că poți să te pierzi și dacă ești liniștit, pentru că poți să ai foarte multe emoții în interiorul tău și atunci sigur că nu le afișezi. Eu eram genul de persoană care se exterioriza. Sunt alte jucătoare care țin în ele totul și se luptă foarte mult înăuntru, dar nu arată. Exact. Cum te-a ajutat psihologul în această situație? Mereu mi-a fost aproape și mereu m-a susținut. Mi-a zis că dacă tu așa te simți cel mai bine și așa câștigi meciuri, fii cum poți tu, să fii cum vrei tu, contează până la urmă rezultatul final într-o zi. Asta este ce spune lumea. Bine, încerca să mă ajute pe parcurs, dar mi-a zis, dacă poți fi cum vrei tu, chiar dacă și-a luat și ea, cum ar veni, niște pumni, pentru că nu reușise mereu să mă liniștească. Cu ajutorul părinților, antrenorilor și a psihologei, am reușit să trec peste și să nu mai îmi pese efectiv de ce spun să cei din jur. De exact, pentru că numai eu am contribuit și cu cei din echipa mea la toată cariera mea, la munca mea și până la urmă, chiar dacă joc și îmi doresc să fiu văzută de către toți iubitorii tenisului românesc, cât și cei din străinătate, să fiu susținută. Până la urmă, pentru mine fac toate sacrificiile acestea, pentru că îmi place mie sportul acesta și vreau să joc cât de mult pot, la un nivel ridicat. M-a impresionat acel moment când tu te-ai dus la federație să ceri ajutor pentru operația pe care urma să o faci și ți s-a propus să se facă o chetă pentru tine. Și foarte frumos ai spus că tu joci pentru România, nu joci pentru jucătoarele care ar urma să facă da. Chetă.
cum te-ai simțit atunci și, mă rog, cum ai interpretat toată această întâmplare? E drept, a trecut. A trecut, dar pentru o tânără da, pasionată și aflată în plină ascensiune, a fost o formă de lovitură, cred eu. Pe moment, sigur că da, am fost șocată pentru că speram să găsesc sprijin. Dar ulterior am înțeles că nu depindea de conducerea federației acest lucru, pentru că și ei aveau fondurile pe care le aveau și au încercat doar să mă ajute dacă puteau prin comunicarea cu ceilalți jucători. Bineînțeles că nu aș fi fost niciodată de acord ca jucătorii pe vremea aceea din top 100 să mă susțină pentru a face operația, care era foarte scumpă, era în Elveția, era vreo 17.000 de euro, era o sumă mare. O persoană m-a ajutat să merg acolo, mi-a sponsorizat deplasările și consultațiile, dar în momentul în care a văzut cât costa suma, a spus că el nu mai poate face lucrul acesta. Și atunci am venit acasă, la vremea respectivă urmam cursurile doctorale. Și am fost sfătuită de către, era fosta sportivă, doamna Ticală, era pe vremea aceea în minister, Ministerul Tineretului și Sportului, era președintă și ea mi-a făcut această propunere să merg să cer ajutorul federației și că altfel nu aș fi mers, dar așa a fost să fie, eu apreciez că a încercat să mă ajute. Și e bine că te-ai revenit. Și e bine că eu mi-am revenit, da. Părinții au fost cei care au susținut-o necondiționat. I-au fost alături și la bine și la greu și nu au lăsat-o niciodată să renunțe la marele ei vis. Dragii mei părinți, vă mulțumesc enorm că mi-ați dat viață și că ați hotărât să mă introduceți în acest sport, pentru că am ajuns undeva unde am visat de mică, și anume top 20, și încerc din tot sufletul să-mi depășesc acest clasament și această performanță, și fără ajutorul vostru n-aș fi ajuns nicăieri și mi-aș da viața pentru voi. Sunteți singurii oameni importanți în viața mea și sper să mă bucur de voi cât mai mulți ani posibil. Vă iubesc!